Sunt om, sunt pace, sunt iubire, sunt yoga. Sunt niște cărți afirmație, niște cărți stare, pe care le-am tradus cu mare bucurie. Sunt om, nu știu dacă e o poveste, cât o sumă a tuturor poveștilor mele, a poveștilor tale, cel care mă privești și mă asculți acum, o sumă a poveștilor oricărui om, iată. Sunt niște cărți pe care mi-aș dori ca orice copil să le citească sau să-i fie citite, pentru că iubirea de lectură nu apare sau nu ar trebui să așteptăm ca ea să apară abia în momentul în care învățăm să deslușim cuvântul scris. Eu cred că iubirea de lectură începe în momentul în care altcineva îți citește. În momentul în care altcineva îți spune o poveste. Așa începi să iubești cuvântul scris. În momentul în care îl auzi, mai târziu îți dorești să-l poți citi chiar tu, cu ochii tăi. Sigur, ai nevoie de ajutor pentru asta. Te ajută oamenii mari din jurul tău. Te ajută mai târziu educatorul, educatoarea, învățătorul sau învățătoarea. Însă, iubirea de lectură începe cu o poveste ascultată. Sper să contribui și eu la asta, azi, citindu-vă Sunt om. O carte despre empatie, așa o numește Susan Verde, autoarea, este o carte ilustrată absolut minunat. Toată seria este ilustrată de Peter H. Reynolds. Nu vreau să vă dezvălui foarte mult despre ea, pentru că despre ilustrațiile acestei cărți, pentru că îmi doresc din tot sufletul să o descoperiți singuri. Dar am să vă citesc. Așadar, sunt om. M-am născut. O minune. Sunt unul dintre miliarde, dar sunt unic. Sunt om. Învăț necontenit. Îmi caut drumul și îmi aleg calea în această aventură incredibilă. Am visuri mari. Văd posibilități. Am o curiozitate nemărginită. Descoper. Uneori sunt uimit. Sunt uluit de natură. Am o latură jucăușă. Prieteniile îmi aduc bucurie. Sunt om. Dar a fi om înseamnă că nu sunt perfect. Că fac greșeli. Îi pot răni pe ceilalți prin cuvintele mele, prin acțiunile mele și chiar prin tăcerea mea. Și eu pot fi rănit. Pot fi temător în fața lucrurilor pe care nu le înțeleg încă și sfios să încerc ceva nou. Pot avea inima grea atunci când e încărcată de tristețe. Dar îmi spun că, tocmai pentru că sunt om, pot face alegeri. Pot avansa. O alegere greșită poate deveni o alegere mai bună prin înțelegere. O zi grea poate deveni o zi minunată prin bunătate. Pot da dovadă de compasiune oferind o mână de ajutor la nevoie. Îi pot trata pe ceilalți echitabil și pot fi corect. Pot alege să nu mă cert, ci să ascult și să găsesc un teren comun. Pot să spun îmi pare rău și să cer iertare. Sunt om. Unul dintre miliarde, însă unic. Nu sunt singur. Am o conexiune cu prietenii mei, cu familia mea, cu lumea întreagă. Toți suntem oameni. Împreună. Și voi încerca mereu să fiu cea mai bună versiune a mea. Sunt plin de speranță. Sunt om.
Asta spune Susan Verde și am să vă citesc puțin și din nota autoarei, foarte puțin, dar este esența acestei cărți. A fi om înseamnă să te afli într-o călătorie plină de provocări, dar totodată o călătorie plină de posibilități. Sunt om este povestea a ce înseamnă să fii o ființă umană, atât ca individ, cât și ca parte din comunitatea umană a întregii lumi. Ca oameni facem greșeli, dar asta înseamnă și că avem posibilitatea de a alege cum să ne raportăm la greșelile noastre. Putem să învățăm din ele și să ne schimbăm. Putem să fim buni unii cu ceilalți, chiar și atunci când e greu să facem asta. Și e greu de multe ori, știu. Putem alege iubirea și compasiunea. Putem alege să celebrăm umanitatea din noi toți. Avem puterea de a învăța, de a crește și de a iubi. Suntem plini de posibilități. Suntem oameni. Acum mă adresez ție, micul meu cititor. Te numesc cititor, chiar dacă nu citești chiar tu, ci această carte și altele îți sunt citite. Sper din tot sufletul că astăzi și în zilele noastre, copiilor li se citește. Îmi aduc aminte cât de important era pentru mine acest lucru atunci când eram mică. Îmi aduc aminte cât de important era momentul acela din fiecare seară, și nu doar seara, dar momentul acela din fiecare seară când știam că rutina dinainte de culcare includea cititul unei povești. Și aveam cărți pe care le iubeam atât de mult încât, deși nu înțelegeam pe de-a întregul ce scrie în ele, le căram cu mine peste tot. Mămicilor, să nu vă supărați, dar asta e. Le luam cu mine la masă, le luam cu mine în parc, le luam cu mine la joacă, oriunde. Aveam o carte preferată pe care Aladdin, era povestea lui Aladdin, Adidin îl numeam pe vremea aia, pe care îl luam cu mine peste tot și, da, dragi părinți, să nu vă supărați, dar e o realitate. Cărțile preferate ale copiilor voștri, atunci când ei sunt mici, vor avea cel mai mult de suferit. Pentru că vor fi atât de deschise, răsfoite, citite, așa cum știu ei să o facă atunci, încât cred că e un preț care merită plătit. Așadar, dragi părinți, citiți-le copiilor. Vă rog, e atât de important pentru ei să se îndrăgostească de lectură. Iar voi, copii, ascultați povești. Lăsați-vă cuprinși de poveste. Pășiți în lumea unei povești, pentru că e o lume minunată și fiecare carte cuprinde o astfel de lume. Fiecare carte este o lume. Un om care citește are posibilitatea de a trăi în mai multe lumi în același timp. Nu v-ar plăcea asta?